Sâmbătă seara, Cristina și Alex au avut parte de un sărut mai intens. Bine! Cristina, Alexandru, vă declarați un cuplu în emisiunea Mireasa? Da. Mă rog, da. Și în viața de zi cu zi. Aplauze! Avem primul cuplu, felicitări! Dacă tot formează acum un cuplu, bunica Maria avea niște sfaturi esențiale pentru Cristina. Când îl vezi că e rezervat, du-te la el, nu îl lăsa. Că el nu-i supărăcios, dar știi, când te-a văzut că te zbenguiai cu Valentin, nu i-a picat bine că îl cunosc pe bulgar. El zice că nu, dar... Trebuie să-l vezi așa și când vezi că e supărat, întreabă. Întotdeauna așa, când aveți câte ceva, trebuie și vorbești cu el. Mamă, întâi ce ai, nu știu ce. Și vorbiți de la început. Când mergeți la o petrecere, nu să stai înțepenit în mană, înfipt în el. Să stați cu tu. Păi, sigur că da. Dacă plecați, plecați împreună. Dar așa se face atmosferă, că așa dacă stai în bota aia. Păi da, nici el nu e genul. Stai tu liniștit. Și el, dacă nu-l vezi că e retras... Dar cum, noi stăm împreună, dansăm la fel, zici că suntem... Păi v-am văzut un pic pe clip. Serios? Acolo. Serios? Și la dans ne potrivim. Am și zis, tu vezi că noi și la dans ne potrivim. Da. Dansăm la fel. Ți-ai zis că mi-a zis, spune-l, Cristina, că mi-e dor de ea. Adică și acum am trimis bilet. Da? Am trimis și înapoi și am pus clipici, că mi-a zis mai devreme că ești plină de clipici. Și am dat și pe bilețele clipici. E băiat bun așa și chiar am spus mai devreme, sper să rămână și așa. Foarte, foarte suflet. Că mie mi-e frică, știi ce frică am eu? Să nu se consume repede iară, că m-am grăbit mereu. Dar eu nu vreau să pierd timpul, dacă simt ceva vreau să fac. Păi stai să vezi că dacă sunteți băi, știi până la sfârșit să fie, că poate că... Că și el, și lui îi place de tine, știi? Că dacă nu îi plăcea, da, normal. Nu. Dar trebuie să fiți toleranți unul către celălalt. Dacă sunt... Nu faceți nimic. Vreau să lucrez și la mine, că și eu am... Păi ai și tu bâzbățul tău, nu-ți fă griji. Da. Îmi venea afară să vă bapă amândoi. Păi nu mai ieșiți, mamă, dezbrăcați, că vă îmbolnăviți. Voi nu vă dați seama. Eu, păi ce știi, mamă? Păi ți era cald că veni de acolo, de afară, da, ghețat. Dar după aia toată noaptea ne-am îmbrăcat. Păi așa foarte bine s-a făcut. Și ți-am zis că el e copil bun și nu... Se vede că e la, bun. La ei în casă, deci nu există ceartă lui, nu îi place scandalul, nu îi place să ridici vocea, nu... Sunt oameni potoliți, nu știe nimeni, adică să zici să începi să urli, să faci ca toți dracii, nu? Ei nu, și măsa și tasul la fel sunt. Iar fiimea nu îi place, ea spălginebă de la început. Dacă ai de când să ridici vocea, ușa e tata se... Și are rost să voci, adică ce trebuie să vorbești cu calm mereu, că... Da. Ei, va fi și momente din astea când o să vă răgniți unul la alălalt. Normal. Că, cum te văd acum pe tine, ți-am zis, îl văd pe el când era... Dar nu, el se ponderează foarte repede, da, să nu-l minți niciodată. Ține minte ce spun, nu-l minți și... Să-l iubești. El a găsit mai fete care nu mai a profitat și el, chiar dacă ar fi să zică, mă rog, să greșești cu ceva, adică să greșești grav, te pune să te îmbraci și te duce direct acasă, fără să spună ce și cum. Și am zis, păi nu-i corect, trebuie să-i spui, dar de ce? Ce, ea nu știe că a greșit? Nu, eu nu sunt genul să profit. N-am spus niciodată, să știți că... Nu, și să vezi, iubește-l, că el te iubește de 100 de ori mai mult. Respectați-vă, că ți-am zis, fără respect, iubirea nu există, mamă. Nu, deloc. Iubirea e zero. Eu ți-am zis, eu, cuvântul te iubesc, dacă nu ai respect, îl asociez ca și cum mi-e foame. A, te iubesc și faci două pumni și... Nu, ce înseamnă asta? Nu, așa e. Am zis, copiii mei, adică maică-sa și tai, ei se alintă, se... Nu. Cum e la mine și la tata. Da. Ei se mai ceartă, că na, la mine nu se ceartă. Au discuțiile lor, au discuțiile lor, da, dacă în orice cuplu se întâmplă, dar asta nu înseamnă ca să se drăgui, să te înjuri. Toată viața am zis,
de când am realizat eu ce înseamnă iubire și așa, că îmi doresc un bărbat ca și tata. Tata iubește pe mama Doamne. Și am zis, au 38 de ani. Adică sunt împreună. O să uit odată, știu că s-au certat ei doi. Eram eu micuță. Și era casa în construcție, în reparat. Adică ei au făcut împreună casa amândoi de la zero. Și era pregătit, cum s-ar zice. Și s-au certat. Și tata de nervi, săracu, s-a dus sus în spatele casei și era scările alea de ultim, ca în pot. Era sus urcat pe scară și plângea afară acolo, de nervi de toate alea. Dar să facă urât, să o lovească sau să o înjure sau așa, nu. Nu, și ei sunt veseli când mergem, ți-am zis, cântăm cu toții, dar... Să vedeți și la mine, familie. Așa. Să vedeți și la mine, familie, când ne strângem noi. Și exact așa cum vreau eu să fiu un băiat, să mă pupe, indiferent că e mama, tata lângă mine, că suntem la nu știu unde, să mă pupe, să mă îmbrace, nu știți? Stai că e prea multă lume. Păi de ce? La mine așa a fost tata și în fosta relație. Și asta zic la mine, că și în fosta relație m-am grăbit. Și am zis că s-a consumat repede și nu-mi doresc să o se consume. O să fie bine. Doresc să fie bine. Da, uite, te mai ajută și bunica să-l cunoști mai bine pe Alexandru, nu? Da, și mulțumesc. Ți-a prins bine discuția cu doamna Maria? Da. Da? E o femeie minunată. Tu ce zici, Alexandru? Zice bine, mama aia, ce zici? Hai, că ți-a făcut acolo un portret. Păi da, dar e adevărul, adică și băieții știu că nu suport minciuna așa. Și nu-ți place să țip, dar mai devreme ce s-a întâmplat? Păi când sunt călcat pe coadă, hai, lasă, nu mai fi călcat pe coadă, da. Și cum e, doamna Maria? Ies cam dezgoliți afară, nu? Dezbrăcați și discuții. Și m-am dus întâi pentru ea, după aia nu-i găseam haina lui. M-am dus în camera, l-am rugat pe un băiat, zic, mă, dați-mi care... Dar știți că ei sau sânge fierbinte, că sunt tineri, ei nu simt frigul. Vrea, dar ei nu-și dau seama nu ce... Nu-și dau, pentru că nu simt. De ce? Știți care e problema cu... Toți ăștia foarte tineri, așa cum sunt ei, toți umblă... Iarna, gești de piele, fetele, cum sunt englezoaicele, dacă le vedeți în pub iarna, deși e frig, ele sunt fără ciorap și cu tocuri. Zici că tu, ce cu fetele astea? Da, e sângele fierbinte la vârsta asta. Dar mai târziu pățiți, iată, ce-am pățit eu. Da, i-am îmbrat, când eram, da, la vârsta lor, da, îi fi umblat și eu îmbrăcată mai subțire. Acum... Niște cisme. Da, bine. Păi aveți timp să discutați, că în momentul în care relația, dacă o să meargă totul bine, o să fiți așa ca o familie, nu? Ce așteptări ai de la Alexandru? Să fie sincer cum a fost și până acum. Cu mine. Uh-huh. Și tu? Să mă iubească măcar pe jumate de cât o să iubesc eu, dacă o să fie totul bine. Uh-huh. De viitor. Adică tu ești genul ăla iubăreț? Dau și 200%. Da? Da? Păi și nu o să sufoci? Mie-mi place. Îi place. Ție-ți place, da? Și mie-mi place. Aha. Dar așa cum v-ați cunoscut voi până acum, de la ce credeți că o să fie discuții? Nu pot să-mi dau seama. Tu ce zici? Că eu personal nu văd altă fată în afară de ea și cred că nici nu vede al băiat în afară de mine, poate doar discuții amicale și... Nu, așa, de-astea de cuplu, știi cum, sunt discuții în cuplu. Cu... Nu știu, probabil de la chestii mărunte. Uh-huh. Cred eu, nu știu. Da. Sper să nu fie discuții, dar e inevitabil. Dar, nu știu, poate că, uite, nu o bagi în seamă. E adevărat ce spune bunica, că tu la petrecere erai supărat, no, că no. Ai văzut-o dansând cu Valentin? I-am și zis că n-am nicio problemă. După ce ai spus că nu-i plăcea muzica. Nu mi-a plăcut, da. Și dacă nu te-ți placă muzica la nicio petrecere, ce faci? O să stai supărat și nu o să vorbești cu iubita ta? Îmi place la un moment dat muzica. Păi și dacă până îți place, poate să-ți placă la două noapte, la trei noapte, ce faci? Nu vorbești cu fata? Ba da, normal că vorbesc. Păi, dar sâmbătă ce ai avut? Nu eram eu așa în apele mele. Vineri ce ai avut? Da, dar nu e normal, știi? Adică... Da, știu. I-am promis că o să-i ofer mult. Ai avut ceva? Ai avut ceva? Știu, poate gândurile mele, că vă dați seama, mă gândesc și eu la nepotul meu, la părinții mei, la familia mea, că eu nu i-am auzit de 3 săptămâni. Așa, și fix sâmbătă seara, când s-a pornit petrecerea, la ce făcea Alexandru, se gândea la familia lui. E acolo, în spatele minții propriu zis, un gând continuu. Că e greu. Pentru mine personal e greu. Eu n-am stat niciodată fără să vorbesc cu un prieten sau o rudă măcar o zi. Și când am fost plecat din țară... Cu prietenul e mai greu sau cu ruda? Păi da, ai venit cu ruda, ai venit păi cu bunica. Da, mai am și eu mamă, un tată, un nepot, un văr, o verișoară, mai am prieten. Ei, o să mai vorbiți, știți cum e. Nu sunteți chiar ca în primele sezoane când
nu se auzeau cu lunile. De fapt, în final mai au venit părinții. În rest, n-au avut niciun suport de genul acesta. Da. Deci, la următoarea petrecere... O să mă lipesc de ea. Nu stai jumătate de noapte să te gândești la rudele de afară? Păi, da. Normal, da. Nu? Da.